Arată eschimos? Am impresia că mă aflu într-un studio de film. Pizza este livrată cu avionul. Țeava aceasta. Incredibil, dar adevărat, tabloul cu Ștefan cel Mare. Limba soacrei, cușma lui Guguță. Asta chiar n-ați mai auzit, o să mănânci mămăligă în Alaska la un restaurant. Avem 7 luni de iarnă, American Dream. Foarte mulți sunt care nici nu știu unde Moldova este. Când asta degeaba, e ora 2. Bună dimineața din Alaska, ați crede că ne-am teleportat în timp privind împrejurimile. Bine, și noi am avut același sentiment ieri în momentul în care ne-am cazat la acest hotel, un hotel istoric pentru Fairbanks. Orașul în sine este unul dintre cele mai vechi din Alaska și cel mai mare din zona aceasta în care ne aflăm noi. Are aproximativ 3500 de locuitori. Inedit nu este doar aspectul lui, faptul că sunt expuse tot felul de tablouri pe pereți care arată viața în Alaska, pornind de la sănile trase de căței husky până la viața eschimoșilor de zi cu zi, ci și faptul că este amplasat pe malul râului Chena. Și înțeleg că primăvara stai aici la terasă, bei o bere și te uiți cum ursuleții pescuiesc somonul în râu. Sau te plimbi cu barca, evident, sunt foarte multe opțiuni, dar partea bună este că de aici putem observa aurora boreală. Cred că în seara asta sunt șanse foarte, foarte mari. Știți la ce m-a dus cu gândul tot acest hotel? La goana după aur, pentru că orașul Fairbanks are o istorie destul de lungă în ceea ce privește aurul. S-au găsit foarte multe zăcăminte, mai există 2 mine în prezent, în apropiere. Practic, datorită aurului, orașul a cunoscut o dezvoltare destul de mare. Am ajuns în sala de bal și pot să-mi imaginez cum pe vremuri aveau loc sterate aici, cine știe, întâlniri importante între triburile indigene și americani. Și uită-te puțin la tablourile astea, cât de frumoase sunt și cât de expresive. Dacă stai și le analizezi, fiecare în parte spune o poveste. În momentul de față nu se mai organizează niciun fel de serat aici, ci e locul în care oaspeții hotelului iau micul dejun. Plătim aici, apropo, $110 pe noapte, cu mic dejun inclus, și e unul dintre cele mai bune hoteluri din Fairbanks. La faptul că a fost frig pe alocuri, astăzi fiind ultima noastră zi în Alaska, îmi pare rău că plec și că ne luăm rămas bun de la iarnă sezonul acesta. De regulă aici se face focul în partea a doua zilei și am observat asta în toate restaurantele, berăriile, hotelurile. Oamenii vin și se încălzesc în jurul lui, fie și iau o bere, fie un pahar de vin sau pur și simplu se strâng mai mulți și socializează. Foarte frumos, uitați-vă râul cum se vede. E înghețat acum, dar nu vedem mare lucru. Aici suntem păziți de câteva exemplare specifice Alaskăi, ursuleții polari, grizzly și negri, dar și vulturii. E foarte plăcut în ciuda faptului că sunt minus 11 grade, iar azi noaptea au fost minus 23. Aici avem niște sculpturi din gheață și un eschimos, ia! Arată eschimos? Da. În grădina aceasta există câteva instrumente muzicale, dar o să-l las pe Ion să vă încânte în următoarele momente, pentru că el a făcut o pasiune din a cânta la aceste instrumente. Sunteți pregătiți? Noi suntem pregătiți, tu ești? Trebuie să-mi fac încălzirea. Magia e de fapt să vii noaptea aici, să admire aurora și să cânți. Bravo! Mai ai încă 3. Mă rog, 2, hai. Ziceam că o să vin la ora 2 noaptea și o să cânt, o să-i trezesc pe toți cei care au geam către aurora. Apropo, noi am avut ghinion și am prins geam către autostradă, nu către aurora. Așa că în fiecare seară trebuie să coborâm și să vedem dacă se arată sau nu. Asta e. Avem vedere către aeroport, de fapt, că stăm chiar vis-a-vis și ăsta e un punct bun. Mai ales că zborul nostru e undeva după miezul nopții. Coborâm din pat și ne urcăm în avion. Propun să mergem să explorăm orașul Fairbanks. Cum scârție zăpada sub picioare. Să vedeți cât de frig e noapte aici, dacă nu mă credeți, că au fost minus 23 de grade azi noapte. Uitați-vă puțin, am lăsat un bax de apă în mașină și a înghețat apa în sticlă. Nu mă așteptam la asta. Apropo, am omis un aspect și anume să vă spun cum se numește hotelul, Pikes. Iar la intrare ne întâmpină
o femelă elan și puiuțul său. Cam de mărimea asta sunt și, apropo, să știți că sunt destul de periculoși. Adică nu sunt chiar atât de inofensiv pe cât par, dar atunci când îi vezi în sălbăticie, trebuie să te ferești de ei. Mai ales când e vorba de o femelă cu pui. Regula e universală pentru toate animalele sălbatice. Prima noastră oprire de astăzi este Parcul Pioneer, una dintre activitățile de neratat în Fairbanks. Bine, nu sunt atât de multe de făcut în oraș, majoritatea activităților se concentrează pe tururi în afara lui. Bine, este un parc istoric care a fost deschis în anul 1967, tocmai pentru a celebra centenarul Alaskei, adică momentul în care Alaska a fost vândută de către Rusia Statelor Unite ale Americii în anul 1867 pentru suma de 7,2 milioane de dolari. Ce ziceam, Adina? Că e plăcut afară? E un frig aici, un ger, un aer rece. Era plăcut, dar nu în spatele hotelului. Hai să vedem, o să ne poartă într-o călătorie în timp în Alaska și în Fairbanks în urmă cu câteva zeci de ani sau chiar 100 de ani. E un parc tematic, de fapt. Vedem de la vagoane de tren până la vapoare vechi care ne amintesc de Tom Sawyer. În Alaska e de neratat o călătorie cu trenul, doar că trebuie rezervate cu mult timp înainte. Se vând ca pâinea caldă, instant. M-am uitat chiar astăzi să ne cumpărăm un bilet de tren. Sunt trenurile acelea cu tavan și pereți de sticlă, dar sunt vândute pe luni bune de acum înainte. Putem intra, oare? Nu. Dar, oricum, e un vagon de epocă. Arată foarte frumos. Calea ferată care traversează Alaska a fost construită în anul 1920. Și, practic, atunci au luat naștere foarte multe așezări omenești în acest loc. Spuneam că Fairbanks este unul dintre primele orașe din Alaska. Ei bine, el a fost locuit pentru prima oară în anul 1901. Căsuțele astea, care sunt absolut fermecătoare, sunt deschise pe timpul verii și ascund tot felul de magazine, de suveniruri, restaurante, cofetării. Apropo, un lucru amuzant, în momentul în care am făcut check-in-ul la hotel, am primit două jetoane pentru înghețată. Deci, practic, primim înghețată din partea casei. Și am văzut foarte multă lume mâncând înghețată pe vremea asta, la minus 11 grade. Pentru noi e ceva inedit. Și gheață peste tot, au mașinării și ei nu beau fără gheață. Americani, în general. Cui pe cui se scoate? Am impresia că mă aflu într-un studio de film. Îmi amintește de studioul de film din Tucson, Arizona, pe care l-am vizitat și l-am filmat noi acum câțiva ani, dar nu mai e niciun turist. Superbe clădirile astea, pline de culoare, predomină lemnul din câte vedeți. Partea și mai interesantă, știți care e? Că ăsta e un parc pentru localnici, adică noi venim turiștii, ne uităm, admirăm exponatele, casele, iar ei își plimbă căței, copiii aici. Iar aici, vis-a-vis de centrul orașului, avem expuse câteva căsuțe tradiționale. Sunt tot așa realizate din lemn, parcă aduc puțin cu căsuțele noastre din Bucovina, cel puțin. De exemplu, cea pe care o vedem acum a fost construită în anul 1926. Alex, proprietarul ei, și-a dorit foarte mult să aibă casa lui, iar la vârsta de 55 de ani s-a împlinit acest vis, iar casa în sine a fost ulterior plină de alte visuri. Foarte frumos mesajul. Aici avem iarăși o altă casă, dar în mare parte ele acum găzduiesc tot felul de ateliere sau expoziții tematice care se organizează în anumite perioade din an. Am găsit o altă căsuță fermecătoare, din povești, cel puțin în peisajul acesta de iarnă, arată extraordinar de bine. Cred că înăuntru este o gelaterie, din câte îmi dau seama, dar e o casă care a aparținut unei familii între anii 1946 și 1969. Una dintre fiice a devenit ulterior scriitoare și are câteva cărți destul de cunoscute în Statele Unite ale Americii. Probabil că aici i-a venit inspirația. De când am ajuns în Alaska, m-am liniștit. E o destinație în care atunci când obosești și nu vrei agitație,
vii aici, pentru că e senzațional, mai ales în această perioadă a anului. Nu știu, vara probabil că se aglomerează puțin. Sunt turiști, nu ne înțelegeți greșit, chiar sunt turiști, hotelul nostru este plin, pentru că noi am încercat să obținem o cameră cu vedere către aurora boreală și ne-au spus ne pare rău, suntem fully booked, adică nu avem ce face. Nu îi întâlnești, adică fiecare desfășoară o activitate și e atât de frumoasă Alaska, e atât de sălbatică și liniștită. Cred că e unul dintre puținele locuri în care te poți conecta cu adevărat cu natura, pentru că nu ești distras de nimic altceva. În anumite locuri din lumea asta, clădirile vechi, clădirile istorice sunt mult mai frumoase decât clădirile pe care le construim astăzi, clădirile contemporane. Cel puțin aici, în Alaska, uitați-vă cât de frumoasă era gara, cât de frumoase erau casele, cât de frumos arăta centrul orașului. Acum totul este despre beton, multă sticlă, termopane și cam atât, adică nu mai există o amprentă, să spunem așa, aspecte care se diferențieze atât de mult un loc de altul. Mă refer strict la America acum, pentru că suntem în Statele Unite și atunci eu poate că centrul orașului Fairbanks sau Anchorage tinde să semene cu un alt oraș de provincie din America continentală. Vă spuneam în primul vlog că Alaska are foarte mulți piloți, cred că peste 3000 din câte am citit. Interesant e faptul că sunt cartiere întregi în care casele au piste de aterizare, practic nu ai cum poate să te deplasezi altfel decât cu avionul și chiar sunt orașe în care pizza este livrată cu avionul. Sau noi, în calitate de turiști, putem ajunge în anumite locuri și accesa anumite experiențe doar optând pentru această variantă de transport. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care Alaska este considerată ultima frontieră. De exemplu, aici este un muzeu al aerului. Toate sunt închise acum, asta e, n-avem ce face și un avion, oricum zboară aici avioanele, cred că din minut în minut auzi câte un avion sau vezi câte un avion pe cer. Oricum, populația Fairbanks-ului este constituită jumătate din militari, cei mai mulți fiind parte din aviația americană, deci aici e o bază foarte importantă pentru Statele Unite ale Americii. Oh, derdeluș în adevăratul sens al cuvântului. Cam asta e, adică n-am ce face. Uite, chiar a fost frumos să ne conectăm și la istoria locului, să vedem exact cum arăta Fairbanks-ul sau orice alt oraș minier din Alaska pe vremuri. Aici este școala orașului și avem inclusiv o librărie. Putem să ne luăm o carte? Da, e deschisă. Vii în parc, citești, lași cartea. Evident. Da, îmi pleci cu ea acasă, dar e foarte frumos conceptul. Mergem către următoarea destinație. Primul animăluț văzut în sălbăticie, o veveriță. Foarte jucăușă. Se auzea gălăgie din copac și nu știam ce se aude. Încearcă să ne spună ceva. Superbă, superbă, ce ochi și ce codiță! Ta-na-na-na, vă spuneam în vlogul anterior că Alaska asigură 20% din totalul gazelor, dar și al petrolului din Statele Unite. Am profitat de faptul că ne aflăm în Fairbanks, am condus aproximativ 15 minute din centru, până în acest punct foarte interesant, pentru că această țeavă, denumită și Trans-Alaska, transportă petrolul din zona de nord a statului până în zona de sud. Chiar avem o reprezentare aici pe panou. În anul 1968 a fost descoperit petrolul în Alaska, iar undeva prin anii 73 a început construcția acestui sistem de țevi. Sunt 12 pompe de alimentare pe tot întreg traseul, iar aici în sud sunt cisternele. Practic, noi chiar am fost în această zonă pentru că este situată în apropiere de orașul Anchorage. În anul 1977 a fost finalizată construcția acestei țevi și spre deosebire de alte locuri din lumea asta, procesul în sine a fost foarte complicat, de lungă durată și asta din cauza vremii și din cauza temperaturilor foarte scăzute. În total, conducta aceasta pe care o vedem în partea dreaptă măsoară din nord și până în sud aproximativ 1287 de kilometri. Pe hartă, noi suntem aici. Aș putea spune la jumătatea drumului, chiar dacă am trecut puțin.
o conductă oarecare, dar e inedită povestea ei și faptul că traversează Alaska de la nord la sud. De fapt, asta este cireașa de pe tort. Trebuie să recunosc că arată mai interesant văzută de aproape. Și dacă te apropii de ea, se aude ceva. Este construită din oțel, adus tocmai din Japonia. Se aude? Nu. Dai seama că circulă petrolul. Da, chiar se aude. Dacă asculți cu atenție, de fapt se aude ecoul. Așa mi se pare. Și am observat că este construită în zigzag. Așa arată ea în realitate, în interior. Vezi, ăsta este sistemul. Sincer, credeam că petrolul curge prin țeavă și atât. Adică fără să existe un sistem interior. Conducta în sine are o grosime de 1,2 cm. Nu e o țeavă oarecare banală pe care o vedem, nu știu, în orice alt oraș din lumea asta, ci o întreagă inginerie, e o mașinărie în spate. Asta este varianta originală a interiorului conductei. Așa a fost ea creată prin anii 70 și ulterior a fost schimbată cu varianta pe care o vedem în partea dreaptă. Din plastic. Din plastic, da. Lemn de plută, incredibil. Cauciuc percuț arată. Din nou aici este reprezentată conducta aceasta. Să vă dați seama cât de mare este Alaska de fapt. Sistemul actual este unul foarte complex. Nu doar că petrolul este curățat în permanență, ci constată și anumite schimbări de structură, să spunem așa, în timp ce traversează Alaska. Și acum o întâmplare... Tragicomică. Tragicomică, da, exact, cum ar zice Caragiale, râsul plânsul. În anul 2001, un rezident al statului Alaska a împușcat din greșeală accidental țeava aceasta și a produs unul dintre cele mai mari dezastre ecologice din lume, probabil, dar și una dintre cele mai mari deversări de petrol. Bărbatul respectiv se afla sub influența băuturilor alcoolice și a declarat că i s-a descărcat arma accidental. Ulterior, instanța a decis că este bun de plată și a trebuit să achite 17 milioane de dolari daune companiei care deține această conductă. Iar acum am ajuns în centrul orașului Fairbanks. Chiar e o surpriză și știți de ce? Pentru că, în general, mie mi s-a părut orașul acesta pustiu și destul de împrăștiat. N-are nicio legătură cu Anchorage și nu seamănă. Dar arată foarte frumos și uite că încă mai păstrează din clădirile vechi tradiționale. Aici se află o distilerie, au foarte multe berării, hoteluri în zona asta, sedii de companii, restaurante și, bineînțeles, muzee. Ne am venit aici să vedem o sculptură a eschimoșilor situată fix în parcul acesta. Piața asta e foarte frumoasă pentru că ne oferă priveliște către râul Chena. Exact ce vă spuneam, acum nu e de venit aici pentru că nu ai ce să faci, e înghețat, dar spun eu că nu e o imagine rea chiar și așa. De fapt, aceasta este destinația mult așteptată din Fairbanks. Restaurantul Soba 100% moldovenesc. Haideți să vedem ce bucate tradiționale găsim în interiorul lui, dar foarte frumos că, uite, au specificat lucrul acesta. Mâncare autentică moldovenească. Mămăliga acolo la loc de cinste, brânză cu smântână, sarmale și ardei umpluți. Hai să intrăm! Incredibil, dar adevărat, am ajuns în Republica Moldova, deci nu-mi vine să cred. Am crezut că e un restaurant moldovenesc, cum sunt și restaurantele românești din state, adică cumva moderne, nici de cum nu păstrează elementele tradiționale. Dar am impresia că sunt la Botoceni, că sunt undeva în Moldova. Fabulos locul ăsta! Atunci când intri, vezi așa. Soalele acestea tradiționale, așezate pe pereți, dar în același timp îți sare în ochi tabloul cu Ștefan cel Mare. Deci nu-mi vine să cred, suntem în Fairbanks, în Alaska, aproape in the middle of nowhere, da, aproape de cercul polar, ultima frontieră și totuși am găsit un restaurant 100% moldovenesc, deci nu este un restaurant oarecare. Foarte frumoase detaliile. Uite-te puțin la lămpile acestea. Au câte un batic tradițional moldovenesc cu motive, cu trandafirul moldovenesc, ulcioare. Până și șervețelele acestea de masă sunt reprezentative, sunt tradiționale. Meniul este 100% moldovenesc. Și haideți să vă arăt. Limba soacrei, da?
limba română scrie. Dar scrie în limba română, asta mi se pare interesant. Traci, plăcintă moldovenească, icre de vinete și dovlecei, zeamă moldovenească, borș, supă de mazăre, supă de perișoare. Incredibil, deci mie mi se pare ireal să văd asta. Mă așteptam, recunosc, să găsesc mâncare, dar nici de cum sub forma aceasta. Mămăligă, tocană cu mămăligă, colțunaș cu cartofi, pelmeni, nu știu ce sunt, sarmale, pește prăjit, costițe de porc, cușma lui Guguță. Deci nu pot să cred, nu pot să cred. Stați să vă arăt și meniul de vinuri, că mie mi se pare incredibil că servesc vinuri moldovenești, adică Cricova, sunt vreo 2 sau 3 pagini, Purcari. Cât de tare! Chiar îți dă o emoție locul ăsta, mai ales când vii aici și nu te aștepți să găsești așa ceva. Vă spun sincer, chiar m-a emoționat faptul că am găsit un loc atât de autentic, de românesc, moldovenesc, cum vreți să-i spuneți. Avem aceleași rădăcini. Jos pălăria, abia aștept să gust din bucatele lor. Inclusiv pe fiecare scaun există câte un sol. Așa se spune la noi în Bucovina. Aurora își face și ea simțită prezența, timid, dar sigur. Poate o vedem în seara. Sigur, o să o vedem în seara asta, presimt. Suntem înconjurați de americani, iar pe fundal se aude muzică tradițională. Emoție, Alaska. Asta e o carte de vizită. Extraordinari oamenii ăștia, abia așteptăm să-i cunoaștem și noi, dar să vi-i prezentăm și vouă, că noi abia am ajuns și suntem fascinați de-a dreptul. Cum să ratez eu un pahar de vin de la Purcari? Nu există așa ceva. Am luat un vin roze, e foarte parfumat. Mi-amintește de degustarea pe care am făcut-o noi la Purcari. Eu abia aștept să aflu povestea vinurilor moldovenești, cum au ajuns ele aici în Alaska sau cum ajung, care-i traseul pe care îl urmează. De ce nu servesc vin din Argentina sau din Chile și tocmai din Moldova? Nu, uneori ne este greu să găsim poate în România sau în Europa călătorind un vin din Moldova, dar aici sunt, cred că, vreo 30-40 de sortimente. Noroc! Până una alta, hai să degustăm plăcinta moldovenească cu brânză. Apropo, am învățat și eu să fac plăcintă în Butuceni, dacă vă amintiți. E cu brânză și cu mărar. Foarte bună! Mâncarea asta este emoție pură, gustul autentic 100%. Mă, nu știu cum e, Ion? A venit primul fel de mâncare, ne-a luat câte o zeamă de găină. Cam așa se prezintă. E o zeamă acrișoară, cum știu moldovenii să o facă. Știți că pentru mine bucătăria românească, moldovenească e cea mai bună din lume și aici am ajuns în rai până la urmă, în Alaska, aproape de Polul Nord. Ion e în extaz. Da, sunt în extaz, spune Andreea în spatele camerei. Wow, ne punge pe suflet. Zici că e făcută cu găină de casă. Ion este cel mai fericit copil. Are zăpadă, el este fan zăpadă și are și mâncare moldovenească. Deci nu mai iau de aici din Alaska, rămâne în Fairbanks. Confirm. Eu mi-am luat porție mică, fenomenală, foarte bună. Gustul copilăriei. Pentru că tot ne aflăm în perioada Paștelui, gazdele sunt foarte drăguțe și ne-au spus că pregătesc Pasca acum. Că vine. A, vine, wow! Hai să vedem. Wow, deci ce frumoase sunt! Ce frumoase sunt! Cu brânză umplute? Nu, sunt cu stăfide, doar și... Foarte frumos arată. Cu ala de cozonac. Mulțumim! Ca de obicei, eu atentez la farfuria lui Ion. Are murături, are gogonele murate, nu pot să cred. Da, și piure și ciulama. Eu mi-am luat un fel de tochitură, să-i spunem. O friptură de porc, ou, am aici, mămăligă cu brânză, puțin mujdei, smântână și brânză extra. Doamne, cum miroase! Ne-a fost greu să alegem sincer din meniu, pentru că am fi vrut și sarmale, și porjoale, și pește prăjit. Poate venim mâine totuși și mâncăm un pește, un somon de aici pescuit, cu mămăligă și cu usturoi, inedit. Asta chiar n-ați mai auzit, o să mănânci mămăligă în Alaska la un restaurant. Vai ce bun e porcul! E atât de fragedă carnea, are foarte mult usturoi și asta îmi place, adică se simte aroma usturoiului. N-am mai mâncat așa ceva, atât de bun și atât de gustos, de foarte, foarte mult timp. Deci gusturile astea sunt extraordinare și te transpun în lumea copilăriei și te trimit acasă cu gândul. Adică dacă nu aș deschide ușa restaurantului sau dacă nu m-aș uita în jur și n-aș auzi ceilalți oaspeți de aici sunt de altă naționalitate,
aș spune clar că mă aflu fie în Republica Moldova, fie la noi în Bucovina. Adică gusturile sunt atât de reale și de autentice, încât nu poți face diferența. Nota 20. Ion și-a luat pârjoale cu ciulama de ciuperci, piure, gogonele murate și castraveți murați. Arată într-un mare fel și abia aștept să devorez ce am în farfurie. Pârjoale moldovenești în Alaska. Wow, dar cu miros, Andreea, nu-ți imaginezi. Simt gustul de usturoi, gustul de legume, pârjoale ca la mama acasă. Cum făcea mama în Bucovina când eram copii. Dar ziceți pârjoalele, că poate nu fac. Pârjoalele sunt un fel de chiftele, puțin mai mare, după cum vedeți, în farfurie. Continuăm cu gogoneaua. Am mai mâncat murături în America sau în alte țări, dar nu. Castraveții, iarăși, top, sigur sunt puși de ei la restaurant. Doamnele de aici, de la bucătărie, sigur sunt adevărate gospodine, așa cum am găsit și în Republica Moldova. Sunt niște oameni gospodari, top, super mâncare, cum n-am mai mâncat de când am plecat din România. Întrebați-ne, vă rog, dacă mai putem. Nu prea, dar nu pot să refuz o porție de clătite ca acasă făcute, adică rețeta pe care o știm noi. Se aude muzică pe fundal, pentru că tocmai am aflat o informație prețioasă, și anume că în prima zi de vineri din lună reprezintă ziua artei în statul Alaska și fiecare restaurant sau fiecare loc, să spunem, frecventat de oameni, expune un anumit tip de artă. Noi acum avem o trupă muzicală care cântă probabil la saxofon, oamenii vin, se uită, eventual cumpără un anumit produs, cumpără un tablou, dacă este cazul pictorilor și așa mai departe. Adică e foarte frumoasă ideea și în felul ăsta nu se pierde contactul oamenilor cu arta. Cred că sunt umplute cu brânză. Nu o să mă credeți dacă vă spun din nou că e curcubeu pe cerul gurii, toată combinația asta. Clătitele sunt dulci, au și un sirop deasupra, cred că are vanilie scorțișoară, ciocolata asta este amăruie și brânza în sine. Delicioasă combinația, foarte, foarte bună. N-aș fi crezut dimineața când m-am trezit că o să am parte de un așa festin culinar. Adică venisem setată să mănânc o zeamă neapărat. Bună, Ala, și bine te-am găsit! Bună, vă mulțumesc mult că ați venit! Felicitări pentru ceea ce faci, felicitări pentru bucatele extraordinare ca acasă, da. Aici în Alaska. Mulțumim, asta și-a fost scopul, ca să vă simțiți ca acasă la noi. Mulțumim. Care e povestea ta? De ce Alaska? Alaska a fost întotdeauna așa un vis, ceva necunoscut care noi întotdeauna am dorit să vizităm doar. Și când am avut posibilitatea să ne mutăm în Statele Unite, am hotărât că totuși să venim în Alaska. Câți ani sunt de atunci? 14 ani. Și ați mai locuit în alt stat american sau doar aici? Nu, am venit aici cu gândul că locuim câțiva ani aici și pe urmă mergem mai departe. Așa se întâmplă cu toți oamenii de obicei care trăiesc în Alaska. Vin aici, se gândesc că ei ceva, știi, vrei să pui așa un punct la tine în biografie că ai locuit în Alaska. E ceva deosebit, ceva așa de vis. Realizările visurilor sunt mai ușoare și mai posibile pentru mulți care vin aici. Și ne-am îndrăgostit tot mai mult și mai mult de ea și nu am mai plecat de când am venit. De 14 ani, tot aici am fost. Am mai călătorit în alte state, dar totuși ne-am hotărât că Alaska acasă este aici. Este acasă acum, da. Dar cum e viața în Alaska? Cum e să ai 22 de ore de lumină vara? Iarna e cam greu, pentru că nu avem lumină, nu este soare. Cum să spun? Soare nu-i, dar este foarte luminos. Toată ziua așa se vede cerul senin, cerul se pare foarte jos și e lumină mereu. Dar cu temperaturile cum e? E atât de frig pe cât știm noi din afara Alaskai? De obicei lumea se gândește că vara tot e frig. Noi avem o vară foarte caldă. În Fahrenheit cred că se ridică până la 90 de grade. Adică vara e destul de caldă. Am și 30 de grade, vară de plină, da, ca orice vară călduroasă. Aș spune ca în Moldova, ca în România, vara e foarte caldă. Adică noi avem 3 luni de vară și avem 7 luni de iarnă. Și cum e iarna aici? E greu să spui. Pentru cineva care abia a venit în Alaska, poate să fie puțin complicat, greu să te ajustezi cu iarna atât de lungă, dar cum intri în ritmul de viață, îți faci serviciu, casă, hobby, e o viață ca în orice altă parte. Noi ne-am așezat acum la gura sobei, pentru că soba, de fapt, este numele restaurantului pe care tu l-ai deschis aici, în Fairbanks. Cum ți-a venit ideea unui restaurant moldovenesc? Locuind câțiva ani și tot mai colindând la un restaurant, la altul, de la cafenea, la altă cafenea,
dornic de casă, de tradiții, de mâncare, oricum este ceva care este în inima oricărui om și cred că e ceva ce ne unește pe toți. Adică fiecare avem o tradiție care vrem să o împărțim cu toții, o cultură. Asta ceea ce ne lipsea foarte mult aici în Alaska. Nu deodată, dar cred că în câțiva ani ne-am pus așa un scop și un vis care am vrut să-l atingem. Și ăsta era visul nostru american, American Dream, să deschidem un restaurant moldovenesc în care lumea poate să vadă mâncarea noastră, cultura și tradiția. Acum câți ani l-ați deschis? 4 ani jumate în urmă, da. Și este singurul restaurant cu specific moldovenesc, românesc din Alaska. Da. Este situat în centrul orașului. Din Europa călători avem mulți, avem foarte mulți călători și din alte state. Fiecare se miră, ceva neobișnuit pentru lume, dar totuși dacă intri în această atmosferă și guști din bucatele noastre, cred că e o experiență de neuitat pentru oricare. Dar localnicii cum l-au primit? Foarte bine. Am avut așa un, ca să iei din logaritmul de creștere a business-ului, de la început e greu, te ridici puțin în sus și cum numai ne-am deschis peste, cred că un an jumătate, s-a început COVID. Și totul s-a închis, totul a căzut în jos. Brusc. Dar pentru că e ceva ce noi ne-am dorit atât de mult și am pus atâta efort în asta, nu ne-a fost greu să ne ridicăm încă o dată în sus. Adică cum s-a deschis totul, am început totul de la zero și am mers mai departe. Bravo! De ce Soba? De ce numele Soba? Soba, acest restaurant a fost ceva cu gândul la casă, la bunei, la tradiție și cultură. Soba e un cuvânt pentru noi, ceva cald, sufletește, ca acasă. A fost cel mai potrivit. Ne-am gândit și la vatra și la una la alta, dar cred că Soba a fost ceva care noi am hotărât că... Da, foarte inspirat și internațional cuvântul în același timp. Știi că e ușor de reținut, adică îți rămâne în memorie. Pentru marketing e super, da, exact. Pentru că e foarte ușor în multe limbi. Da, Soba rămâne Soba. Nu poți să pronunți altfel, nu poți să-i spui altfel, că Soba rămâne Soba, cum o citești. Care e cel mai cerut fel de mâncare aici? Cred că cel mai popular și cerut fel de mâncare este mămăliga. Da. Mămăliga și plăcintele cu brânză. Și le plac americanilor mămăliga, plăcintele, ciorba, am văzut adineauri că și-au comandat câțiva, adică zeamă. Foarte mult. Oricare care are gusturi fine în mâncare, în această cultură a mâncării, savurează cu mare plăcere și sunt clienții noștri de zi cu zi care, dacă au posibilitatea, vin mereu la noi. Tu ai adus toate aceste accesorii, toate elementele cu care ați decorat restaurantul din Moldova? Da, totul a fost adus din Moldova, puțin câte puțin. Am adus totul aici, adică a durat nu o zi, nu o săptămână, nu o lună, a durat mult timp și este totul făcut de mână, de artiștii noștri de acasă. Da, cine a impresionat pe noi este portretul lui Ștefan cel Mare, pus la loc de cinste chiar la intrare. Cum fără Ștefan? Ștefan cel Mare trebuie să fie capul mesei. Dar ești întrebată de clienți despre Moldova? Aprofundează subiectul? Sigur, da. Fiecare care vine vrea să audă câte ceva despre cultura noastră, să se interesează. Foarte mulți sunt care nici nu știu unde Moldova este. Prima conversație cu clienții noștri este despre situația Moldovei în Europa, unde suntem, ce suntem, care sunt tradițiile noastre și este ceva care le place să audă, ca o poveste pentru ei. Sunteți ambasadorii Moldovei. Suntem ambasadorii Moldovei. În Alaska. Neoficial, în Alaska. Exact. Dar cum e comunitatea aici de moldoveni și de români? Nu e o comunitate foarte mare. Este un oraș atât de mic, toți se știu unul cu altul. De asta și cred că ne-am reținut aici. Oamenii sunt foarte buni în Alaska, special în Fairbanks. Sunt foarte primitori, sunt foarte grijulii. Chiar să revenim la momentul când eram închiși în COVID
și era doar la pachet permisă mâncarea, da? Aveam clienți, nu aveam mulți, aveam 2-3 poate toate ziua care intrau și luau ceva la pachet, dar ei se străduiau și veneau 2-3 ori pe săptămână și întotdeauna lăsau bani buni și ne rugau din toată inima și vedeai că ei vor ca tu să rămâi în business, să muncești mai departe. Ne spuneau mereu, vă rugăm să fiți tari și să stați deschiși pentru noi, pe urmă să venim și să savurăm aici un pahar de vin moldovenesc și o mâncare gustoasă. Apropo de vin, am observat că voi aveți vinuri moldovenești în meniu. Cum ajung ele tocmai aici? Adică care e traseul lor? Orice vine în Alaska e foarte complicat să vină. În primul rând merge în statele de jos, pe urmă din statele de jos, ajunge la noi. Câțiva pași care trebuie să treacă până ajunge aici. Și asta nu se referă doar la vin. Produsele care le folosim noi, murăturile toate, chiar și smântână, brânză, majoritatea ingredientelor vin de în Europa. Pentru a menține gustul mâncării și autentic, da, cât mai autentic posibil, trebuie să ai ingredientele corecte. Și ingredientele corecte nu le poți găsi în Alaska. Și de cât timp au nevoie să ajungă din Europa aici? Noi lucrăm cu distribuitori care se află în statele de jos, prin Washington, New York, Chicago. Ei le aduc din Moldova și noi deja... prin ei lucrăm. Jur la o săptămână, 10 zile ca să primim din statele de jos. Noi în fiecare săptămână facem comandă și în fiecare săptămână primim comandă. Cât de des vedeți urși? În proximitatea caselor sau prin oraș sau elani? Urșii nu stau prin orașele aglomerate. Urșii doar se găsesc prin păduri, sate care nu sunt aglomerate. Elani, sigur. Elani poți să trezești într-o dimineață, deschizi ușa, stă la ușă, stă la ușă și caută mâncare. Sunt periculoși? Pot deveni foarte agresiv dacă se sperie. În mintea noastră noi aveam imaginea că aici umblă urși așa, pe stradă îi vezi, adică te plimbi și polari. Vezi urși polari, urși grizzly, știi, adică aveam cu totul și cu totul altă imagine despre Alaska. Dar se aplică același principiu ca în Australia, că n-am văzut șerpi deloc. Aveți de gând să vă întoarceți în Moldova sau acasă rămâne Alaska pentru voi? Moldova, îmi spune, rămâne mereu în inima noastră. E patria unde noi ne-am născut, unde am primit educație, cultura și avem rude și până acum și mergem des în vacanță acolo, dar cred că America e o țară a posibilităților și în cazul dat, cred că rămânem aici, aici este casa. Și mai spunem trei lucruri care îți plac în Alaska și trei lucruri care îți displac. Aș vrea o vară mai lungă, puțin mai mult soare, dacă e posibil. Ori o toamnă mai lungă, cumva, pentru că la noi perioada asta între vară, iarnă, e de 2-3 săptămâni. Adică noi nu vedem toamnă, nu vedem primăvară lungă. Îmi place foarte mult vara în Alaska. E superbă. Ziua este atât de lungă, avem doar 2-3 ore de întuneric. Asta e tot. În rest e ziua. Adică la ora 3 dimineața, dacă vrei să sui pe bicicletă și să mergi cu bicicleta în jurul orașului, e super. Orașul pustiu, nimeni nu este afară. Și lumină, că lumea doarme, da, dar e o lumină și un aer, o atmosferă, aer curat, e super. Terminăm lucrul aici la 10, la 11 noaptea, mergi în parc, faci barbecue, mergi acasă, în grădină, stai la masă, vin prieteni, adică poți să stai și până la 3 dimineața și e ok. Mulțumim tare mult, Ala, a fost o plăcere să te cunoaștem și să gustăm din bucatele tale. Face o treabă excelentă. Îmi pare foarte bine că ați venit la noi, ați ajuns în Alaska, în Fairbanks și vă doresc succes și în continuare și locuri cât mai frumoase. Noi am aflat de la comunitatea noastră de restaurant, în urmare invităm comunitatea noastră să te viziteze. Vă așteptăm cu mare drag pe toți. Mulțumim. Oficial începe vânătoarea aurorei boreale. Avem șanse foarte mari în seara asta să o vedem, pentru că astăzi a fost senin, a fost foarte plăcut și o să conducem într-un loc sau două, depinde de cum o să se prezinte situația. Abia aștept să văd. Am emoții.
Am făcut turul Fairbanks-ului, ne-am învârtit destul de mult până am ajuns în punctul ăsta de unde se pare că vom observa luminile. Inițial am vrut să mergem pe o pârtie deschisă, dar e închisă și nu prea știm noi exact pe unde să intrăm. Ideea este că mai bine, părerea mea, e că mergi într-un tur ghidat cu o persoană care știe exact locurile în care se vede aurora așa cum trebuie. În momentul ăsta avem 9% șanse să vedem aurora boreală, dar din păcate nu se vede mai nimic. Teoretic, în timpul iernii, între 10 seara și 2 dimineața, aurora este vizibilă, dar depinde foarte mult de perioada. Acum fiind sfârșitul iernii, probabil că trebuie să mai așteptăm. Și stăm aici, în mașină, in the middle of nowhere. Sperăm să nu ne viziteze niciun elan, niciun ursuleț, nimic. Dar suntem optimiști. Yay! Da, ne-am întors la hotel pentru că am stat acolo o oră și jumătate aproximativ. Am înghețat de frig pentru că a trebuit să stăm cu motorul oprit din cauza că se aprindeau tot felul de luminițe și ne era frică că o să ratăm aurora. Din păcate e norat acum. A fost senin imediat după apus, dar cred că șansele noastre sunt egale cu zero. În cazul în care surprindem ceva, sperăm, lăsăm un cadru acum. Hai că n-asta degeaba, e ora 2. Dar e ger. Sunt minus 20 de grade, cred. Asta este ultimul vlog din Alaska. Mulțumim că ne-ați urmărit. A fost fantastic. A fost o gură de aer proaspăt. Plecăm de aici promisiunea să revenim într-un alt anotimp, pentru că e un ținut fabulos. Magic. Chiar ne-a purtat în lumea sărbătorilor de iarnă, în lumea Crăciunului și suntem foarte fericiți pentru asta, că noi nu prea am mai avut parte în ultimii ani de așa ceva. Vă pupăm! Da, mulțumim că ne-ați urmărit. Like, subscribe, și dacă se poate, v-am pupat din... Alaska!